Polițiștii formațiunii rutiere Drăgășane au fost solicitați să intervină la un accident rutier soldat cu victime. Accidentul s-a produs la intersecția străzii Tudor Vladimirescu cu strada Constantin dobrogeanu gherea din municipiul Drăgășani. În urma impactului, ambii conducători auto au fost răniți și au fost transportați la spital pentru a primi îngrijiri medicale. Totodată, conducătorii au fost testați cu aparatul etilometru, iar rezultatele au fost negative. Potrivit IPJ Vâlcea, polițiștii efectuează cercetări pentru stabilirea cauzelor producerii evenimentului rutier.